În cartea Imitatio Christi găsești mai multe capitole despre acceptarea voii lui Dumnezeu, care sunt splendide. Esența întregii chestiuni stă în voință. Aceasta a spus, de fapt, iubitul nostru Domn Hristos prin cuvintele Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Nu se pune problema cât de mult cunoaștem, cât de inteligenți suntem, nici măcar cât de buni suntem. Totul depinde de dragostea inimii. Acțiunile exterioare sunt rezultatul dragostei, sunt roada ei, dar sursa, rădăcina lor, se află în adâncul inimii. Unele virtuți sunt potrivite pentru un fel de situație în viață, altele pentru alt fel, unele pentru o perioadă de timp, altele pentru o altă perioadă. Dar în orice timp și în orice loc avem nevoie de o voință bună. Acea a lui Dumnezeu din interiorul nostru constă în a voi întotdeauna ceea ce vrea Dumnezeu pe deplin și fără nicio reținere. În felul acesta se împlinește rugăciunea, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. În felul acesta suntem, să zicem așa, identificați cu el. Ferice de cei săraci în duh, ferice de cei care se leapădă de tot ce pot numi al lor, chiar de voința lor, căci aceasta înseamnă a fi cu adevărat sărac în duh. Dar vei întreba, cum se poate dobândi această voință sfântă? Prin acceptarea totală a voii lui Dumnezeu, prin faptul de a vrea ceea ce El vrea și de a nu dori nimic din ceea ce El nu vrea. Prin țintuirea, cum ar veni, a voinței tale slabe de voia Lui a tot puternică. Dacă vei face asta, nimic nu ți se va întâmpla din ceea ce tu nu vrei și, de asemenea, nici nu se poate întâmpla nimic altceva decât ceea ce este rânduit de Dumnezeu și vei găsi o mângâiere și o odihnă sigure în supunerea în fața voii și a plăcerii lui. O astfel de viață interioară este într-adevăr o degustare a fericirii sfinților și a cântării lor veșnice. Amin. Aleluia. Pe măsură ce înveți să te închini lui Dumnezeu, să-L lauzi și să-L binecuvântezi pentru toate lucrurile, să vezi mâna Lui în orice lucru, nu vei mai considera ceva ca fiind un rău de nesuportat. Căci totul, chiar și cele mai cumplite suferințe, se vor întoarce spre binele tău. Cine ar numi rele întristările pe care Dumnezeu le lasă asupra lui pentru a-l purifica și a-l face potrivit pentru el? Cu siguranță, ceea ce realizează un bine de nespus nu poate fi rău. Aruncă toate grijile tale la sânul Tatălui tău iubitor. Lasă-l să facă ceea ce consideră el a fi bine pentru tine. Tu mulțumește-te să te supui voii lui în toate lucrurile și să-ți contopești voința ta cu privire la orice în voia lui. Ce drept ai la vreo posesiune proprie, tu care nu îți aparții? Un sclav nu are niciun drept de proprietate, cu atât mai puțin făptura care în ea însăși este doar păcat și nimicnicie și care nu posedă nimic decât ceea ce i-a dăruit Dumnezeu. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu o voință liberă, acesta să poată avea ceva real să-i ofere. Noi nu avem nimic ce am putea numi al nostru decât voința noastră. Nimic altceva nu ne aparține. Boala ne ia sănătatea și viața. Bogățiile se risipesc. Puterile mentale depind de puterea trupească a omului. Singurul lucru care este cu adevărat al nostru este voința noastră. Prin urmare, Dumnezeu o dorește cu gelozie pentru sine, căci El ne-a dat-o dar nu ca să o folosim ca și cum ar fi a noastră, ci ca să-i o redăm lui, întreagă și neîmpărțită. Oricine ține pentru el o cât de mică parte, considerând-o dreptul lui, îl jefuiește pe făcătorul lui, căruia îi se cuvine totul. Vai, câte suflete arogante întâlnim, oameni cărora le-ar plăcea să facă binele și să-L iubească pe Dumnezeu, dar numai după modelul și alegerea lor care, practic, îi stabilesc lui Dumnezeu o lege după care să se poarte cu ei. Ei doresc să-L slujească pe Dumnezeu, să îl aibă și să-L lase pe El să-I aibă. Iar rezultatul firesc, multă împotrivire pe care o întâmpină Dumnezeu din partea unor astfel de oameni, chiar și atunci când par plin de râvnă și de înflăcărare în slujirea Lui. Într-o anumită măsură, într-adevăr, belșugul lor spiritual devine o piedică, deoarece îl privesc ca fiind al lor și aroganța își face loc în cele mai bune lucrări ale lor. Cu adevărat, sufletul care este complet sărac, complet golit de sinele lui, incapabil de a dori altceva, ceas de ceas, decât ceea ce Dumnezeu îi pune în față prin învățăturile Evangheliei și prin împrejurările pe care le rânduiește în viața lui, este cu mult înaintea tuturor acelor oameni înflăcărați, luminați, care stăruie în a călători spre cer pe cărarea aleasă de ei. Aceasta este semnificația reală a celor cuvinte ale lui Isus Hristos. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei 16, cu 24 Noi trebuie să-L urmăm pe Hristos pas cu pas, lepădându-ne de sinele nostru și nu să ne croim un drum nou și ce altceva înseamnă a ne lepăda de sinele nostru dacă nu a renunța la toate drepturile sinelui. Așa cum spune Apostolul Pavel, voi nu sunteți ai voștri. 1 Corinteni 6 cu 19 Vai de cei care iau înapoi darul odată ce l-au dat. Roagă-te lui îndurărilor, Dumnezeului mângâierii, ca să scoată din tine tot ce este din sinele tău și să nu mai lase nicio rămășiță din el. O operație așa de dureroasă trebuie să fie greu de suportat. E foarte greu să stai liniștit sub mâna lui Dumnezeu în timp ce El taie adânc. Dar aceasta este răbdarea sfinților, darul credinței curate. Lasă-l pe Dumnezeu să facă ce vrea cu tine. Nu te împotrivi lui cu bună știință nici măcar o clipă. În momentul în care devii conștient de reacția naturii și a înclinației tale, întoarce-te plin de încredere spre El stai de partea lui și împotrivește-te naturii tale răzvrătite. Predă-o Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și cerei să o pună treptat în moarte. Veghează asupra lipsurilor tale cele mai neînsemnate, avându-l pe Domnul înaintea ochilor tăi. Străduiește-te să nu-l întristezi niciodată pe Duhul Sfânt, care este foarte gelos cu privire la viața ta ascunsă. Folosește-te de greșelile din trecut ca să dobândești o conștiință smerită a propriilor tale slăbiciuni. Nu mai ai grijă să faci asta fără să ajungi vlăguit sau descurajat. Cum poți să-i dai mai multă slavă lui Dumnezeu decât prin punerea completă la o parte a sinelui și a tuturor dorințelor lui, și prin faptul de a lăsa pe Dumnezeu să te trimită unde vrea el? El va fi Dumnezeul tău, împărăția lui va veni în lăuntrul tău. Dacă, în ciuda tuturor piedicilor și ajutoarelor exterioare, tu nu privești la nimic, nici din interior, nici din exterior, decât la mâna lui Dumnezeu care dirigează toate lucrurile. Dacă stărui în ai sluji lui într-un anume loc sau într-un anume fel, atunci îi slujești potrivit voii tale, nu potrivit voii lui. Dar dacă ești gata să mergi oriunde și să faci orice, dacă te lași să fii în întregime modelat de împrejurările pe care le rânduiești în viața ta, nepunând nicio limită supunerii tale, aceasta înseamnă într-adevăr a-ți lua crucea și a-l urma pe Hristos. Atunci vei fi pe deplin fericit, chiar dacă ar fi ca el să lase asupra ta cele mai grele încercări pentru slava lui cea mare. Deschideți inima larg, fără rețineri, și lasă ca dragostea lui Dumnezeu să curgă în ea ca un torent. Nu te teme de nimic pe drumul tău. Dumnezeu te va duce de mână. Dacă te încrezi în El din toată inima și ești plin de dragoste pentru El, nu de frică pentru tine însuți.